Peste 300 de cadre didactice sucevene vor primi în perioada următoare gradație de merit, după cum a informat conducerea Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Gradația de merit reprezintă 25% din salariul de bază și se acordă pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2016. Din cele 459 de dosare depuse, 325 au fost admise pentru personalul didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ din județ. La acestea se adaugă alte 4 dosare admise pentru personalul didactic militar cu statut special în unitățile de învățământ preuniversitar. Dintre dosarele cadrelor didactice care au solicitat gradația de merit, 136 au fost respinse, deoarece nu au întrunit punctajul minim de 70 de puncte sau nu s-au încadrat în numărul de locuri alocate pe discipline, iar 4 dosare nu au intrat deloc în procesul de evaluare. La sesiunea 2016, pentru acordarea gradațiilor de merit, au fost depuse 37 de contestații. Cele mai multe obiecții au avut învățătorii din județ, aceștia depunând 17 contestații, la care s-au adăugat 4 depuse de profesori de matematică, 3 de educatoare din învățământul special și limba engleză. A mai fost depusă câte o contestație la limba franceză, limba română, ucraineană și religie. După reevaluarea dosarelor, 20 au rămas cu același punctaj, 11 dosare au avut punctajul mărit, iar 6 au avut punctajul diminuat.